povestește, amintește-ți din copilărie așa, dacă ai avut la un moment dat o poveste de iubire care n-a fost acceptată de familie. Nu, n-am avut experiențe de genul ăsta. Familia mea a fost foarte, a avut încredere în mine, nici eu n-am făcut probleme, n-am avut, tot a fost foarte ok, am un traseu firesc, drăguț. Care a fost prima, la ce vârstă ai prezentat-o pe prima familiei? Băi, cred că aveam vreo 11 ani așa, când ne-am apucat de chestii mai serioase. Dar de prezentat nu prea am stau să prezint. Maica mea era o tipă foarte mișto așa și muncea așa de mult încât săraca numai de prezentările mele oficiale nu stătea ea. Dar de atunci, nu, eu am avut relații foarte de lungă durată și foarte serioase. Adică prima relație serioasă a durat 7 ani. Și după aia tot 7 și după aia tot 7. Adică am o boală cu 7, nu știu ce n-am. Am o problemă. Că dacă continui cu 7, nu prea mai am multe de 7 de astea, adică trebuie să fiu în ce în ce mai atent la cifră. Da, nu, chiar 7. Deci e a treia experiență de 7 ani, trebuie să-ți dea de gândit. Înseamnă că... Te urmărește cifra 7, asta e adevărul. Bă, mă urmărește și eu cât vreau să scap de ea, nu mă lasă. Uite, sunt curioasă, să zicem că îți face o iubită. Cum o prezinți fetiței? Fetiței? Nu cred că va fi o problemă. În primul rând că pentru a fi într-o relație trebuie să petrecem timp împreună. Automat, dacă pentru mine contează, vom merge în trei, în mai multe situații foarte drăguțe. Și atunci ea va deveni, și de obicei devine prietenă persoanei de lângă mine mai repede decât... Adică nu trebuie să-i o prezint, uite, ea e viitoarea mea parteneră și pur și simplu devin prietene și atunci totul e firesc. Totul. Foarte relaxat. Deci el e un om fericit, domne, că n-avem. Da, nu, astea nu sunt probleme, nu. Problemele sunt complexe, sunt mai degrabă interioare, chestiuni de creație, alte belele care, sigur, ce-și face omul cu mâna lui, e cea mai grea sarcină după mine să trăiești cu tine în sus 24 de ore din 24. Dacă te iei în serios, dacă te iei la mișto, e mai simplu, eu mă iau în serios, ceea ce nu întotdeauna e cel mai simplu.